CS Universitatea închide seria meciurilor etapei a 19-a divizie A de handbal masculin cu un nou scor fluviu. Elevii lui Răzvan Bernicu s-au confruntat cu a 7-a clasată în serie, Atletico Alexandria. Partida a fost pregătită extrem de serios, deoarece în meciul tur la Teleorman, întâlnirea de acolo a provocat oarece emoții în rândul echipei sucevene. Totuși, universitarii au avut 4 absențe la meciul de acasă, Bursuc, Olariu, Vele și portarul Tkaciuc, indisponibil pe motive medicale. În cele din urmă, CS Universitatea a câștigat meciul cu Atletico Alexandria la o diferență de goluri consistentă, 47-18. Antrenorul Răzvan Bernicu a declarat că este mulțumit de modul cum a fost tratată partida de către elevii săi și că deja se gândește la următoarele meciuri, care vor fi de altă factură. Băieții au respectat ceea ce am cerut noi, atât eu cât și Adi, și mă bucur că și cei tineri ușor confirmă. Urmărim în primul rând evoluția echipei noastre, pregătirea care avem de făcut după această pauză, după meciul de duminică de la Târgoviște. Acum eu zic că va fi un meci strâns acolo, un derby, cum ziceți, Bacău-Constanța, ca în ultimii ani, însă acum că va fi locul 2 sau va fi locul 3 la final, mai puțin contează. Mai trebuie menționat că pe banca tehnică s-a aflat și Adrian Chiruț, care a fost desemnat coordonatorul secției de handbal din cadrul clubului sportiv Universitatea Suceava. Întâlnirea dintre CS Universitatea Suceava și Atletico Alexandria a fost condusă de o brigadă de arbitri de Liga Națională, buzoienii Velișca și Vlad.